Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoase pentru invitatul special de astăzi, pentru prima oară pe scena e umor, Teo! Nu! Dacă ar fi să fac așa o ordine a stărilor, a fost prima dată șocul, după care bucuria. Ce minune s-a produs! Bine v-am găsit, vă mulțumesc din suflet că m-ați primit cu căldură. Salut, salut, salut! Teo, bă, Teo, adică Teo, patriarhul, prea fericitul părinte al stand-up-ului românesc. Este extraordinar să fiu aici, e o bucurie să fiu aici. La Ai Umor, un canal de YouTube atât de mare încât acum are și emisiune TV. Extraordinar, vă mulțumesc din suflet că sunteți aici. Începând într-o notă serioasă, trăim niște vremuri dificile. Sunt niște vremuri tulburi. E normal să ne fie frică pentru că suntem în stare de război, dar dușmanul e invizibil. Unde e dușmanul? În noi. Metaforă. E greu. E greu să lupți cu un dușman care e invizibil și atunci ce facem? Frica asta pe care o avem trebuie să o vărsăm în ceva. Fiecare varsă frica în ce poate. Unii varsă în alcool, alții în nebunie. Și acum sunt oameni care cred că Bill Gates o să le bagi un chip prin care o să le controleze creierul, corect? Și eu nu pot să cred că oamenii ăștia sunt idioți sau tâmpiți sau Doamne ferește, pentru că ei nu știu că Bill Gates o să le bagi un chip. Ei cred că Bill Gates o să le bagi un chip, da? Și nu poți să-ți bagi joc de ce cred un om, corect? Că un om care știe ceva te contrazice, un om care crede ceva te omoară. Așa că... Eu ce pot să zic despre oamenii ăștia care cred că Bill Gates o să le bagi un chip prin care o să le controleze creierul? E că ăștia sunt oameni care n-au instalat în viața lor Windows. Ce bună e asta! Ăștia n-au idee de limitele lui Microsoft, știi ce zic? Că o să ne bagi un chip în care o să ne controleze creierul. O să încerce să ne controleze creierul. Vedem, s-ar putea să nu meargă decât de la chip XP încolo, da? De-aia zic, că ne bag un chip în care ne controleze creierul. Stai să vedem! Eu am lucrat pe calculator, probabil că și voi, nu? Vă va da vreodată Windows eroarea aia nimic? Știți eroarea aia când apare un semn de exclamări și trebuie să-i dai OK și atât? Se panichează Windows-ul, faci valeu și dai OK. Ăștia ne bagă chip? Acum vreo 15-20 de ani instalam la un moment dat Windows și în timpul instalării mi-a dat eroare că nu vede cablu de la imprimantă. Imprimanta o vedea. Cablu zicea că nu e acolo. Și zic, de unde știi că e imprimantă dacă nu e cablu acolo? Și acum vă leu și i-am dat OK. Ăștia ne bagă chip? Ăștia ne bagă chip? Ce bună, bună. Știi ce o să facă? Ne bagă la toți chip, după care dă format toată planeta. Satana e punct exe, ce două puncte, toată lumea, așa? Și o să se blocheze la 98%. Și după aia știi ce o să întâmple? O să fie un reptilian super ofticat la Oculta Mondială Departamentul IT. Asta o să întâmple. O să fie un băiat cu ochelari, lacrimi pe față, care clipește orizontal, așa, din a treia aproape. Și face, mă, de ce? A dat eroare pe România, de ce? Mi s-a blocat, de ce? Îmi cere DLL de moldoven, ce e aia? Păi da, dacă am instalat Original Pack de România, de ce îmi cere DLL de moldoven? Ce e aia over the prut? Păi și de ce nu e același lucru? Să le facă dracu compatibile! Ne bagă Bill Gates chip. Să ne bage, sincer acum. Și noi cât am piratat Windows-ul ăla. Nu știu dacă știți, în ultimii 30 de ani în România s-au vândut 2 copii de Windows. Și asta la oameni care voiau să-și pună termopane. Ne bagă Bill Gates chip. Să ne bagi. Ne descurcăm. Asta mă enervează un pic. Când văd oamenii că sunt atât de speriați și că zic, aoleo, ne distruge nația, ne distruge poporul faptul că Bill Gates ne bagă chip. Păi ăștia sunt oameni care n-au încredere în poporul ăsta. Suntem mai puternici de atât, da? Ne bagă Bill Gates chip, ne descurcăm. Asta știm să facem ca nație. Ne descurcăm. Asta facem. Da. Vă zic o treabă și probabil că o știți fiecare dintre voi că sunteți români, da? Când s-a împărțit norocul la popoare, noi n-am prins noroc, da? Dar am prins genă de asta de gândac de bucătărie. Ne descurcăm! Știi ce zic? Suntem peste tot acasă, ca rapidul. Ce să faci? 4 milioane de români plecați în afara țării. Vă dați seama, mai mult decât noi au plecat în țară numai sirienii și aia fugeau de bombe. Ne descurcăm! Stați calmi! Noi am avut și telefoane blocate în rețea. Ne-am descurcat! Auzi că ne distruge poporul. Noi ne reparam Dacia cu ciorap de damă pe marginea drumului. Ne descurcăm. E incredibil. În momentul ăsta, în Antarctica, undeva lângă doi pinguini, e un român. Care se uită la pinguinii ăia și face... Nu prea e de muncă pe aici. Auzi, dar peștele ăla de unde la ei? Serios? Focă!
Și asta vă zic, ne descurcăm, de ce e atât de multă panică? Știți ce se întâmplă dacă ne bagă Bill Gates chip? În maxim 6 luni de zile, la orice parter de bloc în România, service de chipuri. O să se umple țara de afișe de alea alb-negru trase la Xerox, instalări, dezinstalări, chipuri, știi? Că vă dați seama că pe România, pe Europa de Est, aduce numai pârnăi de alea de chipuri de să strică repede alea bune, le duce pe Anglia, pe Franța, pe Germania, dai seama, la noi ce numai de alea. Lasă-mă că știm noi, ia uite la ei, mă. La noi aduce de alea, dacă te prinde ploaia mai tare, intră pe la garnitură, pe acolo, ce nu știm. Noi nu te duci la reprezentanță, că e tâlhar la reprezentanță, mă, 50 de euro constatare și ne... Uite constatare, mă. Mă trage curentul ăsta, cred că am stat în curent acasă, ești nebun la cap, auzi la ei. S-a stricat chipul, normal că nu te duci la reprezentanță. Ce faci? Ai un băiat. Știți că noi în România avem instituția asta, băiatului. Orice problemă ai un băiat la ea, corect? Te duci cu mașina la serviciu, că nu ești fraier. Ai un băiat la serviciu unde te duci cu mașina. La fel și cu chipul. Sunt pe Ionuț. Băiat bun, s-a lăsat de liceu, dar știe cu chipul. Are mâna ușoară, nici nu simți când ți-l scoți, știi cum? Bine, nu-l pune pe tester, că tester are numai la Microsoft. Dar suflă în el ca în jigler, așa, îți scoate chipul. Gata. Auzi, dar tu bei că astea de la țuică se înfundă. Asta se întâmplă. Ne bagă Bill Gates chip. Să ne bage. Dacă îi dai 50 de lei lui Ionuț, îți și scrijelește numele pe el. Știi că să mai fură asta, ești nebun la cap. Te urci în autobuz, trebuie să ții mâna pe chip că să fură. Urcă ăștia cu magnetul, dracu știe, nu știu, ți le scoate pe la șalez, rămâne semn. Dracu știe, vrea să ia cupru din ele, nu știu. Prea multă panică. Ne bagă Bill Gates chip, le vindem. Eu am încredere în poporul ăsta. Bine, bine. Ne mai așezăm o dată la coadă. Vă jur că asta facem. Te duci acolo la Bill Gates, să-mi pui și mie chip de la... Păi ce, mă, că ești deja tăiat? Nu, asta e de când m-am zgâriat, eu eram mic. Nu. Păi da, ești trecut pe listă că ți-am pus chip. A, dar l-am pierdut. Nu. La manet o să fie plin de chipuri. Ne plângem foarte mult. Știți că ăsta e sportul nostru național, să ne plângem. Nu e oina, vă jur, de 15 ani merg în toate colțurile în țara asta. N-am văzut pe nimeni să joace oină, da? Știți ce am întâlnit în schimb? 10 de băieți care se plâng că nu joacă nimeni oină. Stați, care? Asta e sportul național, oina. Ce bine! Ne place să ne plângem. Bă, ne place, suntem buni la asta, suntem atât de buni la a ne plânge. Vă jur că dacă să te plânge ar fi sport olimpic, lotul României ar lua aurul fără să facă deplasarea. Da? Deci ar fi probă la Tokyo, olimpiadă, probă olimpică, să te plângi obstacole. Normal că să te plângi viteză n-are farmec, știi ce zic? Și lotul României ar începe de pe Otopen, de pe aeroport, ar face... Fa! E și departe Tokyo să mor, eu e departe rău! Plus că fii atent, prietene, deci stăm 30 de ore pe avion, dar ajungem la Tokyo, unde ce se întâmplă, prietene? Câștigă tot cine trebuie, tot Rusia, tot China, că sunt interese mari la mijloc, că iau baze de pregătire, domnule, noi ne plângem ca săracii până autobuz pe stradă, iau... Bă, tradiție n-a se plânge, noi țară mică la Crum, nu ți-ai să întotdeauna invazii, tot timpul jefuiți, are dreptate, domnul Dampuri, grădina maicii, domnule, domnule, își bat joc... Ne descurcăm. Păi de la Tokyo să fie gata, ați câștigat, vă trimitem aurul în poștă. Bine, după 2 săptămâni aurul în poștă, îl ia antrenorul la dinte. Ăsta nici nu e aur. Ești pa joc de noi. Noi am avut aur la Sarmizegetusa, domnule, 100 de ani Imperiul Roman, care vorbeau daca, domnule, vorbeau daca despre ce vorbeau. Îmi place prea mult să ne plângi. Toată lumea se plânge. E plăcut să te plângi. Duce discuția mai departe, ca un fel de lubrifiant social, ai văzut, nu? Ce faci, vecine? Rău! Și eu la fel! Hai să vorbim, hai să discutăm despre asta. Cum să nu? Cum să o duci bine, mă? În țara asta, oricât de bine o duci, trebuie să o duci un pic rău, că altfel te scui până pe stradă. Dacă nu mă credeți, încercați asta. De mâine încolo, când vă întreabă cineva... Ce faci? Uitați-vă în ochii lor și spuneți-i foarte bine. Să vedeți cum s-a terminat discuția acolo. Ce faci? Foarte bine. Du-te și-n p***mă, tine. Am crezut că vorbim, nu că ne batem joc. Cine dracu duce bine în țara asta? Da.
Oricât de bine o duci, trebuie să o duci un pic rău. Te dai jos în fața vilei din pipera din ultimul model de Cayenne. Se dă jos vecinul în fața vilei din pipera din ultimul model de Range Rover. Ce faci, vecine? Rău, vecine! Știu, vecine! Păi pe praf ăsta, cum să nu? Lua le-ar dracu de cazane, știi cât îmi ia asta? 10% ulei? Nu motorină, vecine! Știu, vecine, știi cât costă încălzirea a 23 de camere? Pel de castel! Și după 2 minute de conversație, 2 milionari pleacă mulțumiți că toată lumea o duce rău. Nu să te plângi un pic. Oricât de bine o duci, trebuie să o duci un pic rău. N-ai cum să nu. Ion Țiriac, foarte multă vreme, a fost cel mai bogat român, miliardar în euro, corect? Cel mai bogat om din istoria sportului. Voi credeți că dacă mâine îl întâlniți pe Ion Țiriac și îl întrebați, ce faceți, domnul Țiriac? Credeți că o să zică, foarte bine, sunt miliardar, ești prost. Sunt convins că nu. Pentru că Ion Țiriac bate o inimă de român. Dacă îl întreb mâine pe Ion Țiriac, ce faceți, domnul Țiriac? O să zică... Dar ce s-a întâmplat? Ați sărăcit? Vezi tu... Glunțul numai drept, mistrețul ba stânga, ba dreapta, ba stânga, ba dreapta. Plus că Simona Halep... Dar ce s-a întâmplat? Nu, în general. E un interviu pe internet, puteți să-l căutați, în care domnul Ionițoaia ia interviu domnului Țiriac. Și în timpul interviului, domnul Țiriac spune următorul lucru, printre cele mai românești lucruri pe care le-am auzit vreodată. A spus, eu când n-am bani de 2 piloți, îmi conduc singur avionul. Că știți cum e. N-ai tot timpul bani de 2 piloți. Că ai sfârșit de lună. Că ai dat providentul înapoi. Ce facem noi, mă, când n-avem bani de 2 piloți? Noi, plebea, da? Nu zic de voi, nu vreau să vă acuz. Vă zic eu ce fac. Eu când n-am bani de 2 piloți, las dracu avionul la sol, da? Bate-mă, scuipă-mă, azi iau elicopterul, nu-mi pasă. Da? Nu Ion Țiriac, asta e el legenda sportului care e, da? Pentru că Ion Țiriac când n-are bani de 2 piloți, se urcă în avion, îl conduce singur și nu-i pasă că în aer s-ar putea să se intersecteze cu alți miliardari care să-l recunoască și să-și bată joc de el. Nu-i pasă că în aer s-ar putea să treacă pe lângă avionul lui Rothschild sau Jeff Bezos, care ia din avion să facă ba, 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 ba. Lasă-o ușoră, ăla-i Țiriac. Țiriac, deschide geamul puțin, deschide. Săracule! Era Țiriac! Era Țiriac! Era Țiriac, își conducea singur. Țiriac era, că-l știu de la o vână. Jur pe dolar, era Țiriac, își conducea singur avionul. Dar cine l-a învățat pe ăsta să zboare? Becali? Dar ăsta nu știe că avionul e făcut să stai în spate? Îl vezi după aia pe Țiriac pe aeroport cu o rangă, nu și avionul. N-are nimic. Am eu un băiat la Boeing. Șocat de ce a auzit, domnul Ionițoaia a spus, normal, e avionul dumneavoastră. La care domnul Ion Țiriac, pentru că, repet, în el bate o inimă de român, a spus, avioanele, că am mai multe. Avioanele, că am mai... Pentru că nu trebuie să uitați ceva, prieteni. Oricât de bine o duci, trebuie să o duci un pic rău, da? Dar și dacă o duci rău, trebuie să arăți că o duci un pic bine, corect? Așa suntem, avem complexul ăsta, vrem să arătăm, corect? Avionul mai scump decât garsoniera? Restanță la întreținere, dar cherosen în fiecare weekend să mergi la Paris? Pe piept mare scris boss, înăuntru sclavul? Că nu. Vă mulțumesc, ne descurcăm noi. Bravo, bă, bine, bă. Bine v-am găsit, să aplaude, vă rog frumos. Cine mai are încredere în Biserica Ortodoxă Română a Cabor? Am înțeles, da, păi sunt mulți bătrâni în public. Probabil ați observat că există foarte multe conflicte din cauza religiei, nu din cauza spiritualității în lume. Ați văzut ce s-a întâmplat în Franța anul trecut în iarnă, când a fost atentatul. Și mi-a plăcut foarte mult că românii sunt solidari la chestii de genul ăsta și foarte mulți și-au pus drapelul Franței peste poza de profil. Bravo, chiar ați ajutat. Sunt convins că erau foarte mulți. Mulțumesc. Sunt convins... Da.
Sunt convins că a plecat de acolo, de la locul atentatului, un cuplu. Ea la un dat a scos telefonul și a zis: ia uite mă, Mircea din București. Și a pus drapelul Franței peste poza de profil. Dă-l în p*** mea pe vărul meu. Sărută-mă, Pierre. Exact cum a fost și la Charlie Hebdo. Ați văzut că toată lumea tot așa pe Facebook, toată lumea scria aia cu Je suis Charlie, Je suis Charlie. Bine, unii nu știau să scrie, erau Charlie Y. Și am scris ceva pe Facebook apropo de treaba asta, e falsa solidaritate a românilor, și mi-a dat un mesaj un băiat și mi-a zis: Cosmine, nu mai spune lucruri de genul ăsta, pentru că nu aș vrea să te văd mort după o glumă. Și vă întreb pe voi, cum stăm noi așa în platoul ăsta, voi aveți senzația că s-ar putea să deschidă o ușă, să intre un băiat cu călașul, să zică: micuțule, mai faci mișto de cocalar, mă! Aoleu, s-a blocat, bă! Nu se întâmplă așa ceva. Ei, ce o să jurizeze, pe micuțul sau pe Coco? Adică cine și-a like-ul? Nu știu, asta e dilema juriului. Și după toate atentatele, toată planeta s-a întors împotriva musulmanilor. Mai puțin noi românii, pe noi ne doare în urmă. Dar nu înțeleg când au devenit ei atât de pudici în religia asta. Cred că acum foarte mulți ani erau Iisus cu Buddha și cu Mahomed în aceeași cameră de cămin, că erau toți la AS. Și Iisus era cu tricou cu Dimmu Borgir, Cannibal Corpse. Sepultura, avea părul ăla de vama veche, știți pe ăla? Ăla care îi ud doar la vârfuri? Le zici că ai stați, bă, un pic să fac și eu baie mare. Da, mă, Iisus, normal. Așa, da. Gata, m-a spălat. Să mergem pe apă. V-ați prins? Și cred că stătea Mahomed acolo într-un colț și scria, și la un moment dat s-a dus Iisus la Mahomed și a zis: băi, Mahomed, hai, mă, să ieșim să bem și noi ceva. Și Mahomed a fost: nu! Mâine avem examen. După aia iar s-a dus Iisus la Mahomed și a zis: băi, Mahomed, hai mă, stăi în porcul, că e ziua mea. Bun, bun. Să nu credeți că eu am o problemă cu toți preoții. Eu am o problemă cu preoții pe care îi vedem cu toții la televizor. Aia care ies din meleuri, geleuri, esuri, euri. Știți, Mercedes, mașina oficială Bor, sau Bor mașina, cum îmi place mie să-i zic. Ăia care nu-și conduc singur mașina, nu. Au un alt preot care e level mai mic, level 10, pielea așa, ăla conduce, și în spate e mare boss, level 46, mana, potions, high priest. Ajung acolo, iese pielea, deschide la level 46, ăla iese și binecuvântează pe toată lumea. L-ați văzut pe ăla care a ieșit și a făcut așa? Adică, bă, eu înțeleg că ne arăți asta, dar fă și o cruce, mă. Și toți, asta mi se pare, l-ați văzut și voi pe prea fericitul, prea șmecheritul, prea deosebitul, Dani, cum îi spun prietenii, cum poartă căcatul în cap. Cum să porți, mă, așa ceva? Mie mi se pare că e mini-catedrala Neamului. Serios, cred că a furat proiectul la catedrala Neamului și l-a pus în cap și a zis: fii atent ce modă pornesc. Dani, nu, băi, lasă-mi! Așa-s eu. Mantaua aia, aia e cusută cu aur. De ce? Dacă plouă cu sărăcie, te aperi cu aia, știi? Ție sărăcie. Bă. Bine, Coco! Și iarăși nu înțeleg când a pornit moda asta cu aurul pe preoți. Am senzația că tot așa, cu foarte mulți ani, preoții erau îmbrăcați în negru, cum e normal și de bun simț. Și la un moment dat s-a pogorât Dumnezeu între ei și a zis: bă, ce faceți aici? Și toți au fost așa: dar ce am făcut, șef? Păi n-aveți aur pe voi? Dar n-am știut, că n-am mai venit porumbel de 3 zile. Păi trebuie să aveți aur pe voi. De ce? Păi eu cum vă văd de sus? Corect. Păi, eu de ce am pus soarele pe cer, mă? Nu să strălucească lucruri pe pământ? Ba da, păi și? Hai, duceți-vă, sulați aur. De unde? De la Săraș, mă, doare-mi? Hai! Aoleu. Mă duc sus, că e ziua lui fiul meu și trebuie să stai în porcul. Ăsta era tot Dumnezeu. V-ați prins? E bun, Coco. Îmi place super mult. Eu am senzația că nu biserica sau religia constituie o mare parte din problemă, ci obiceiurile ortodoxe. Și cine e precursorul obiceiului ortodox? De obicei, baba. Știți și voi.
Adică probabil ați ajuns și voi la un dat la o biserică, ați aprins o lumânare unde nu trebuia aprinsă lumânarea și a apărut o babă lângă voi. Asta îmi place, că apare pe modul ninja, știi, cu fumigene în aia. Mamaie, mă prinde acolo, mă, mamaie, că e păcat de Dumnezeu. Dacă ești în biserică când se citește Evanghelia, toată lumea stă în genunchi, tu stai în picioare, apare o babă lângă tine, tot. Hai, mamaie, stai în genunchi, mă, mamaie, că te vede preotul. Și ce, bre, dacă stau în picioare, nu o să mai citească preotul Evanghelia? Serios, o să fie preotul, bă, stai în genunchi, nu. E, bă, nu mai citesc nimic. Trebuie să fiești la mătă atras. Dacă aș fi un preot de mini-catedrală, aș face o chestie. Aș alege două babe în oriașe, dar bine făcute, și le-aș pune bodyguards la intrare în biserică. Când vine unul cu lumânări din afară, să fie baba acolo. Mă, mamai! Unde mergi tu, a? De unde ai luat lumânările? De la non-stop de... Mă, mamai! Ce ai auzit de tanti Maria, mă? Vrei să te omor? Ce dracu faci cu ala? Păi n-am știut. Băi! Lasă-l, Ileana, stai. Ileana, stai acolo, lasă că mă descurc. Pleacă de aici că te bat, uite-ai dracu. Pleacă de aici că ți le-a prins, n-auzi. În gură. Ăsta e baticul, știi? Pe care scrie BB Security. Așa scrie și pe biserică, protejat de BB Security. Da. Și am fost martor la niște obiceiuri ortodoxe, am fost naș. Dacă ești naș și botezi un copil, preotul te întreabă de 3 ori dacă te lepezi de Satana. De 3 ori! Bă, zici că nu te crede, mă, să mori. E, bă, te lepezi de Satana, mă lepezi de Satana. Nu te simt. Am pățit. Ori asta, ori zici că nu-i atent Dumnezeu. Știi? E, bă, te lepezi de Satana, mă lepezi de Satana. A, stai că s-a întors. Așteaptă două zile. Doamne? Doamne? Aici, să rămână. Am și un băiat, a venit cu lepădat. Poftim? Mi-a dat banii, da? Și ce mă enervează pe mine e că nu înțeleg unde e prezumția de nevinovăție. Că te ia așa direct, bă, te lepezi de Satana. Bă, dar ce am băut toată viața cu Satana? Am stat la bar cu Satana, am flambat șaturile. Trebuie să mă duc acum să mă despart de Satana, să-l pun pe bancă în parc. Și eu, bă, Satana, îmi pare rău, dar... nu putem să ne mai vedem. Hai, mă, Cosmin, da, de ce? N-am ce să fac, îți dai seama. Dar mi se pare de căcat să mori, adică. Vine un preot la tine, zice, să-ți lepezi de mine și tu așa faci. Da, mă, știu, dar... Ești ca și prieteni mai vechi. Hai, nu mai plânge, gata. Mi-au dat lacrimi în ochi. Hai, nu mai plânge. Hai, mă, termin. Vrei să te mângâi la cornițe? Gata, cine-i sătănel bun? Și dacă nu v-am convins și probabil nu credeți încă referitor la preoții ăștia cu aur pe ei că sunt niște cocalari, să vă zic două chestii. Eram la Ploiești, am avut show și am zis exact gluma asta. Și era un preot în sală. Nu știu de unde a apărut, cum s-a pogorât, era acolo. La chestia asta cu aurul mi-a zis: Cosmine, alea nu-s din aur. Și am zis: nu? Și am zis: nu. Și am zis: da, nici alea nu-s Mercedes-uri, nu? Adică sloganul sub acoperire sau cum? Și încă o chestie, nu știu dacă vă dați seama, dar... dedicațiile la noi în țară n-au pornit la lăutari sau în cluburi de manele. Nu. Au pornit în biserica noastră. Știți când se duce câte o băbuță așa la preot cu listuța aia și zice: preoțele, te rog eu frumos să zici pentru Dorin, pentru nepoțelul meu care e în Spania, să-i dai de bani și să-și găsească și el o fată. Și pentru Magdalena, pentru vecina mea, să-i dai de sănătate, că nu prea se simte. Și preotul ia aia și zice: pentru Magdalena să fie sănătoasă, mulți ani de zile aia, să-i fie mine aia. Da, asta a fost, o mulțumesc frumos. Dan Badea! Mai puteți?
Let it snow. Bună seara, la mulți ani. Lasă să curgă un pic ca să simțim atmosfera asta senzație. Mai ușor așa undeva. Simțiți, apropo, la mulți ani, să ne fie bine, de sărbători. Simțiți atmosfera asta minunată, americană? Oui. Nu? Îți vine, mamă, zăpada, superbă, cumpărăturile, bradul, șemineul, nu? Radioul lui Moș Crăciun, ai văzut când începe? În primele două zile ești, yeah! În ultimele zile ești, dacă mai aud odată All I Want For Christmas, intru cu mașina în ăla. E, și acum să venim spre țara noastră un pic. Nu vreau să zic că e muzică de parastaz, dar... Suflă de ce sucredem? Bă, zici că... Zici că a murit Moș Crăciun... Zici că a murit Moș Crăciun... O și văd pe... Cum o cheamă? Octavia Geamul sau cine de la... Doamnelor și domnilor, iată, Moș Crăciun a aterizat de urgență în Ferentar. Nu mai are Sani. S-a furat. Cineva s-a furat. Și cadourile, este internat de urgență într-un spital din București, deci s-a dus. La mulți ani. N-ai cum, frate, poți să oprești că ne deprimăm total ce asta. Mie... ăștia suntem noi ca oameni. Ideea este că mie îmi place foarte mult atmosfera asta de Crăciun și de sărbători, numai că atunci când... Ce faci acasă? Bei ceva, ești cu prietenii. Păi și auzi soneria, ceva. Hai mă să vedem. Sunt niște copilași. Hai mă să ne cânte. Haide mă să deschidem. De obicei nu deschizi. Hai mă să deschidem. Bă, te lovește România din toate părțile. Deci sunt trei amărâți așa înfrigurați cu căciulile alea. Le-au zis bunicile, să vă îmbrăcați gros. Afară poate-s 20 de grade, dar îți îmbrăcați bine așa. Să uită, spereați la tine. Haide mă, hai. O, ce veste minunată. Bă, frate, așa se dau veștile minunate la noi. Tu înțelegi? Cum aș vorbi cu colindătorii. Gândiți-vă un pic și la oamenii pe care îi colindați. Au terminat jobul, da? Au vacanță. S-au dus, au stat 2 ore în trafic. Au făcut cumpărături. Au făcut... Bă, și poate ați țipeți și un pic. Și voi veniți cum... Las gazde, nu dormi. Bă, îți vine să mă mor. N-ai cum, trebuie să ne înțelegi și pe noi. Astăzi este marea finală, este vineri 13, este o zi foarte specială. Apropo, superstițioși? Careva? Eu sunt cel mult stițios. Nu mi se pare nimic super în treaba asta, știi? Adică cu pisica neagră, țineți-mi aia, cu pisica neagră. Dacă pisica neagră merge în direcția bună, nu știu ce, ți-aduce noroc. Dacă trece, taie, bă, ați urmărit vreodată pisici negre? Ați avut treabă? Deci eu când văd că trece o pisică neagră, încerc să-i tai calea. Mi-a luat calea, asta a fost. N-am ce să fac. Aici e aia cur, să nu lași geanta jos, că... Să nu, la... Bine, să nu fluieri în casă. Bine, la tine tu când lași geanta jos... Rămâi fără ea. Am văzut oameni, vă jur, am văzut unul, a dat în spate cu mașina pe sens unic. Și eu eram ca prost, m-am dat jos, n-am mai rezistat. Că așa e București. M-am dat jos și am zis, ce faci, frate? Și a zis, era o pisică care a trecut. Ești în mașină, ești prost. N-am casco, tati. Bă, tu înțelegi, oamenii zic la... Să nu te întorci din drum. Știți aia cu să nu te întorci din drum? Dacă înveți pisica neagră, te dai 3 pași în spate. E foarte ciudat. Mai e ca aia. Eu nu mă întorceam din drum dacă uitam ceva important. Bă, dacă uiți cheia de la mașină, te întorci? Să știți că mi-am consultat poporul român. Scoți eu telefonul, că ce... Dacă tot e așa, am consultat poporul român și există niște superstiții care te bag. Bă, frate, știți că există o superstiție despre lumânare? Nu prea mai folosim, că n-a. Dar totuși, dacă o lumânare aprinsă cade, în curând vi se va întâmpla o nenorocire. Arde casă. Nu e, nu e atât de... Este un pic... Stai că unele... E asta cu oglinda, știți, da, 7 ani de ghinion. Bă, da, sunt unele cu oglinda... care pe mine m-au nenorocit. Deci, nu e bine să stai în fața oglinzii pe întuneric. Boss, nu te vezi. E semn rău să arunci gunoiul seara după asfințit. Păstrează-l în casă până dimineața, că e semn bun. Lasă-l acolo, tati, nu te atinge. Aduce ghinion să pui copilului numele unei persoane moarte. Frate, toți au murit.
Cel care este măturat din greșeală nu se va mai... Acum asta am auzit-o, nu te mai căsătorești, Marie. Cine mătură din greșeală, Delia? Cum, din... ce faci, mă? Mătur, din greșeală, nu mi-a... Așa mi s-a întâmplat. Dacă trei persoane... Asta e foarte bună, mai ales că v-am văzut că făceați poze. Dacă trei persoane se fotografiază împreună, cel din mijloc va muri prim. Stai seama, frate. Păi nu, stai așa. Asta e, să ne luăm. Ca să avem o șansă, eu cred că trebuie să ne întrebăm sincer. Câți ani? Care e cel mai bătrân? Treci tu în mijloc, că oricum... Corect. Mă înțelegi? Un cuțit primit cadou de la iubit anunță că dragostea lui se va sfârși curând. Auziți-o pe asta. Când moare cineva într-o casă, e bine să se deschidă toate ferestrele ca sufletul acestuia să... Nu, tati, nu e ca sufletul să iasă. Trebuie să se aerisească, boți. Că noi avem obiceiul ăla cu trei zile pe masă, cu... Dacă sar scântei din sobă sau din cămin, vin musafiri. Doamne ajută să aducă și gălesc cu apă. Cam asta e treaba. Pentru cei care nu știți cum se fac copii, vă spun eu. Dacă două femei vor turna ceaiul din același ceainic, se zice că una dintre ele va rămâne însărcinată pe parcursul anului respectiv. Eu credeam că trebuie să... Dar nu cântează. Vreau să vă zic așa, să vă... Este vineri 13, este o zi minunată, avem o finală extraordinară și ca să închei rotund cu ce am început cu colindele, o singură companie de afară, care cumva ei au inventat asta cu Moș Crăciun, au înțeles spiritul românesc perfect. Cum e? Eu consider că s-ar trebui să fie colindul suprem românesc, ăla cu vin, sărbătorile, vin. Să vezi, pun accentul pe sufletul românului. De ce face românul? Stă acasă și bea vin, sărbătorile, vin. Nu? Cosmin Natanticu! Yes! Așa, da! Bă seara! Băi, vă mulțumesc de invitat, nu vouă, organizatorilor. Da, știu, mamă, ce surpriză, tu, Natanticu, aici, da, evident. Ideea este așa, nu sunt cine știe ce. Dar nu mi-a fost ușor, mi-a fost foarte greu să fiu cine sunt, pentru că eu nu că am plecat de jos. Eu sunt din Petroșani, eu am plecat de sub pământ. Mai de jos de atât nu se poate, credeți-mă. Dar când am ajuns la București, la facultate, în anul întâi, mi se spunea din partea profesorilor, mamă, Cosmin, ești foarte talentat, ești foarte bun, tu o să faci treabă. Și îmi doream să fac treabă. Îmi doream să fiu bun, îmi doream să apar în fața unui public care să vină pentru mine sau să fiu și eu pe un afiș unde să contez și lumea să râdă. Și băi, nu știam pe nimeni în București, nu știam pe nimeni. Dar la un moment dat, în anul 2 de facultate, întâlnesc cu oameni buni un om foarte important din showbiz. Poate cel mai mare impresar din România, domnul Bebe Mihu. Nu știu dacă îl știți, Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, care organiza spectacole pe litoral, la teatrele de vară. Poate nu știți de spectacole, dar poate știți pe gorniștii ăia care erau pe plajă, care vindeau bilete. Vindeau bilete prin portavoce, spuneau, Compania Marilor Spectacole vă prezintă mari spectacole cu mari artiști. Nicolae Guță, Carmen Șerban, Valii Vigelie. Știți? Mă rog, unul dintre gorniștii ăia, eu eram. De ce? Pentru că Nea Bebe Mihu m-a luat în acest spectacol și mi-a zis, Cosmin, nu ești destul de cunoscut. Dar dacă o să am nevoie vreodată de tine, o să te folosesc. Dar până să am nevoie de tine, vino și tu și câștigă-ți pâinea. Dă cu portavocea și asta am făcut. Până la un moment dat, când spectacolul pe care îl prezentam eu prin portavoce se joacă într-o seară de 3 ori în 3 stațiuni diferite. Adică, la ora 20 începea la Teatrul de Vară din Costinești, foarte aproape de Costinești, Eforie Nord. La ora 20:30 începea. Foarte aproape de Eforie Nord, Eforie Sud. Adică, cum se întâmpla? Se spunea spectacol tampon, nu l-ați aiurea, așa îi spunea. Adică, primul artist intra la Costinești, la Teatrul de Vară, la ora 20, cânta, făcea ce făcea, fugea repede la Eforie Nord. Chiar fugea, că era aproape. Era. După care, la ora 21, se ducea la Eforie Sud. Sigur că artiștii se puteau perinda de la un teatru de vară la altul, dar avea nevoie de 3 prezentatori care să fie de la început până la sfârșit. Neavând atât de mulți prezentatori, Nea Bebe Mihu a venit la mine și mi-a spus exact așa, Cosmin, e șansa ta. O să prezint spectacolul de la Eforie Sud. Du-te-n
Mamă, nu venea să cred, șansa mea. De la Goarnă la Anfitrion, spectacol la Eforie Sud, teatru de vară, 400 de locuri, eu o să prezint, e șansa mea. Băi, ești prost, n-am dormit toată noaptea, am stat în camera mea de hotel, în gazdă unde stăteam eu, în mașină și bă, deci mamă, deci eram disperat, am repetat în oglindă, că aveam un all-sit, oglindă retrovizoare, aveam un spray Farmec 16, țin minte cum să prezint pe Vali Vigilie, pe Carmen Șiban, pe Nicolae Guță, stăteam, am repetat, a doua zi m-am prezentat la Teatru de Vară din Eforie Sud, la ora 20:30, eram prezent, emoții, șansa mea, ora 21, toată grădina de vară s-a umplut, 400 de oameni, 21:10, zic, intru, dar pe cine să prezint, că nu venea niciun artist. Toți spectatorii din grădina de vară se agitau. Ce se întâmplă? De ce nu începe? Mai în spate se auzeau. Ne dau țeapă! Nu vine Guță! Vă tăiem! Pe mine. Am scos eu capul după cortina. Am zis, nu vă supărați, sunt doar eu aici. Pe tine te tem! Zic, mamă, mor ca prost. Aici nici măcar n-apuc să intru pe scenă. L-a sunat pe Nabebe, te rog eu mult de tot. Ce se întâmplă? Oamenii vor să mă taie. Mi-a zis, Cosmin, de ce crezi că n-avem atât de mulți prezentatori? N-a zis asta. A zis, Cosmin, stai liniștit, o rezolv. Ce a făcut Nabebe? L-a sunat pe actorul, Dumnezeu să-l ierte, Nicu Constantin. Nicu Constantin, care avea casă de vacanță în Eforie Sud. Sper că toată lumea știe cine a fost Nicu Constantin. Da? Perfect. Și e cetățean de onoare în Eforie Sud. Cetățean de onoare și avea casă acolo. L-a sunat Nabebe, Nicu, impresarul, pe Nicu Constantin și a zis așa, Nicu, ajută-mă. Și ce bre? Și ajută-mă, am întârziat spectacolul la Eforie Sud. Du-te tu repede. Intră acolo, că lumea oricum, chiar dacă nu ești pe afiș, te iubește, te adoră. Intră tu să începi spectacolul și o să vină Maria Dragomiroiu și o să începem spectacolul și totul se reia. Și acum, știți, Nicu Constantin, cu ochelarii aia, fund de șampanie, doi ochi de se uita unul altul și de la șpriț, a venit pe la 9:30 cu un CD și a zis, băiete, te rog să te duci la sunet, piesa 13. Piesa 13, Oameni buni, care era o piesă de la Teatru Tănase. Gândiți-vă că spectatorii aia le așteptau pe Nicolae Guță. Ei îl știau pe Nicu Constantin de la televizor, dar nu îl știau pe Nicu Constantin de la Teatru Tănase. Piesa 13, 15 minute, cu versuri foarte rare. Adică, stați așa, începea piesa și după 3 minute începea și Nicu Constantin să cânte. Era piesa așa. Ok, să nu uităm. Lumea aplauda, nu cred, Nicu Constantin, incredibil. Da. După 3 minute începea. Am plecat. Noi doi. Hai să trezim amintirile. La piesa 13, la minutul 7, dormeau lumea în sală. Între timp, Bebe Micu mă sună și spune, Cosmin, a ajuns Nicu Constantin? A ajuns. Fii atent! Dacă Nicu Constantin termină piesa și n-apare Maria Dragomiroiu, tu să-i faci semn din culise să mai cânte una. Zic, murim, sigur murim. Ăia l-așteptau pe Guță. Nicu Constantin abia cânta 6 versuri la 3 minute. Ești prost? Zic, murim, sigur. Acum, trebuie să vă mai spun un lucru. Scena de la Eforie Sud era foarte adâncă, cum e scena asta. Organizatorii ce au făcut? Au tăiat-o cu o draperie, să pară mai fancy, mai intimă. O draperie. Să pară mai intim că era câte un singur artist. Tăind scena cu draperie, tu intrai de aici, dar tot pe aici trebuia să ieși. Încolo nu mai era nimic. Pe la minutul 13 din piesa, care avea 15 minute, apare Maria Dragomiroiu, este, mă, nu mai murim ca proștii, foarte bine. Eu de aici semn lui Nicu Constantin, care era acolo la popit. Nanicu, a venit Maria. Nanicu, dacă avea și ochii împreună. Nu m-a văzut. Acum. Termină Nicu Constantin piesa de 15 minute. Lumea se trezește, nu vine să crede, a terminat, da, ești prost, da, vine Guță, imediat. Și el avea o cioacă la final. Ce înseamnă cioacă la final? Termina, lumea aplauda, Nicu Constantin, mulțumea, se ducea în partea dreaptă a stativului să facă plecăciuni, reverenți, pentru partea dreaptă a sălii, spunea, mulțumesc frumos! După care, să mulțumească și partea stângă, zicea, mulțumesc frumos! Și evident trebuia să mulțumească și partea de mijloc
a sălii și venea pe mijlocul stativului și spunea: mulțumesc frumos! Bă, și când dădea... Ei, eu n-am știut de cioaca asta a domnului Nicu Constantin. Eu l-am văzut când s-a dus în partea dreaptă, a făcut reverență, mulțumesc frumos! S-a lăsărit în sus, zic: bă, ești prost, uite ce le place oamenilor! Și am zis: dacă le place, e clar că el o să vină la microfon și să zică: v-a plăcut, vă mai cânt una? Zic: murim, ne tai. Eu am intrat și am zis: mulțumesc mult de tot, aplauze pentru Nicu Constantin. Și n-am mai putut, mă, să-și facă cioaca. Și nervos a plecat în partea dreaptă. Cum vă spuneam, nu era nimic acolo. S-a dus pe după cortină. A intrat pe după cortină și pe după cortină s-a auzit așa. Eu am zis: aplauze pentru Nicu Constantin. Și pe după cortină s-a auzit: ce vremuri. Băi, era o perdea. Cum ați auzit voi, așa au auzit 400 de oameni. Eu prost, șansa mea. Eu m-am gândit: bă, săracu, a intrat pe după cortină în tuneric. Nici nu vedea că avea... A intrat pe... S-a împiedicat, a dat cu capul și a înjurat în sine, așa. A zis: bă, Gameș, du-te... Și eu cu prostia mea, mintea mea prost, am continuat să-l prezint pe Nicu Constantin, care trecea pe aici pe după cortină, și a zis: încă o dată aplauze pentru marele maestru. Pe aici s-auzea: băi, nu-mi venea să cred. M-am gândit, zic: bă, acum eu am încercat să acopăr înjurăturile lui Nicu Constantin încercând să o prezint pe Maria Dragomiroiu, care urma să intre în scenă. Și eu când auzeam, eram: și merge mai departe doamna muzicii populare românești, vine din Vâlcea. Și chiar când s-o bag în scenă pe Maria Dragomiroiu, Nicu Constantin a ajuns aici, de unde intra și ieșea toată lumea, și a zis: în aplauzele voastre, intră în scenă. Și a băgat Nicu Constantin capul: du-te! Și a zis: Maria Dragomiroiu. Și a intrat doamna Maria. Și a zis: vă mulțumesc frumos, mulțumesc tânărului June, care m-a prezentat. Și acum din Vâlcea, o mare horă. Am plecat. Vă mulțumesc mult de tot, oameni buni. Cam asta a fost din partea mea. Te răcoare. Surubei! Să plouă lui! Mamă, ce mă bucur să vă văd! Și pe voi trei și pe voi din spate. Mai ales că povestea pe care o să vă zic astăzi mi s-a întâmplat înainte de pandemie, acum un an și ceva, și n-am mai povestit-o de atunci, n-am mai avut unde să-mi expun frustrările astea în public. Eu am luat, la un moment dat, la o promoție din asta, o colonoscopie. Nu asta am vrut să fac, dar m-am dus și mi-am luat tratament pentru hemoroizi și doamna aia, când timp ce i-a numărat, că așa se face, ți numără și zice: aveți 5. Și noi la 5 avem un pachet că ai primit o colonoscopie gratis. Și zic: ok, de ce n-aș face asta? Pentru cine nu știe, colonoscopia este un procedeu medical foarte recomandat de specialiști tuturor persoanelor ca mine, care au trăit ca niște bărbați heterosexuali 32 de ani și totuși s-au întrebat din când în când: bă, da, dacă mi-ar plăcea să și intre ceva pe acolo. Nici nu știu. Tu te-ai întrebat așa ceva? Nici n-am încercat. Poate nu e o stradă cu sens unic, cum credeam eu. Poate e cu dublu sens. Nu, n-ar fi rău, adică ar fi la fel de bine pentru mine să aflu că, na, îmi place. Doar că m-aș oftica că am aflat prea târziu, care însemna că eu 32 de ani m-am dus în direcția greșită. Acum trebuie să iau de la zero. Trebuie să iei de la cap. N-aș ști efectiv de unde să o apuc, la modul ăla. Și am zis: trebuie să fac asta, trebuie să înlătur orice dubiu, să-mi dau seama de ce parte sunt, mă duc acolo, pentru că singurul mod social acceptat să faci treaba asta este să lași un cadru medical să-ți vâre un furtun din ăla cu cameră în fund, într-un mediu super controlat. Și pentru mine, ca acest cadru medical, era o doamnă la vreo 40 de ani, 2 metri, extrem de masivă, niște brațe așa mari și foarte furioasă în continuu, cu colțurile gurii în jos, de zici că ea intrase în meseria asta să se răzbune pe toți bărbații din viața ei de până atunci. Și am intrat acolo și mi-a zis: ok, așezați-vă aici pe pat, pe o parte, fața la perete, pantalonul și jos, fundulețul la mine.
Zic bine. Ok, m-am așezat acolo. Mai este să ridic genunchii la piept, că am înțeles că așa se expune zona. Am ridicat. Își pregătește instrumentele. Și cât stăteam eu așa, nici n-apuc să realizez că ea îmi spune: să știți că am și o studentă care avea să asiste la intervenție, dacă sunteți de acord. Ce să fiu de acord, ce să realizez, să procesez, ce zice? A deschis ușa, a intrat în cabinet cea mai frumoasă studentă la medicină pe care am văzut-o în viața mea. Băi, înaltă, brunetă, cu forme, cu buze, cu ochi. Era Antonia în halat medical, jur. Era superbă. Eu acolo în poziție fetus, cu spatele la ea, fundulețul la vedere, mai strângeam un pic din fund așa și că îi făceam cu ochiul. A intrat. A intrat și doamna doctor a luat furtunul, a început procedura. Ca să vă zic, eu am făcut colonoscopie simplă, aia la care nu te anesteziază, are 70 de centimetri, atâta intră furtunul ăla. Nu este camera aia pe aici, zice, da, sunteți bine. Vreau să vă mărturisesc că primii 30 de centimetri nu i-am simțit. Bă, nu i-am simțit. Jur, deci eu am stat, asta e povestea adevărată. Eu am stat acolo și la un moment dat ea a zis: am intrat 30 de centimetri. Și zic: ce? Da. Și m-am gândit: ok, poate ăsta e un semn că îmi place. Ceea ce nu știu, acum am o dilemă, că stăteam acolo și deja mă gândeam: uite, să plec din țară, că aici în România drepturile persoanelor homosexuale chiar nu sunt extrem de bine respectate și mai e și Coaliția pentru Familie, care nu prea ne suportă. Mai e și Chielul, care nu ne înghite. N-am nici haine pentru paradă. Am aruncat o privire în pantalon să văd dacă am o reacție care să-mi dovedească faptul că mi-a plăcut. În pantalon ăsta micul dormea. Zic: bine, mergem mai departe. De aici vine șurubel. Nu știu dacă vă aduceți aminte de la biologie din carte. Este omul ăla pe care sunt puse toate organele. Dacă știți, colonul se duce, e drept în prima parte și după aia sunt curbe. Bă, curbe. Multe. Multe. Și doctorița mea lua curbele alea Fast and Furious Tokyo Drift. Așa le-a luat. Deci cum i-a plăcut când a intrat acolo, a început: stânga, dreapta, stânga, dreapta. Iar a și luat Antonia: Antonia, hai să faci și tu o tură cu domnul. Stânga, dreapta, Antonia, doctorița, împinge, împinge, Antonia, împinge. Am leșinat. Următorul lucru pe care mi-l aduc aminte e că am deschis ochii și strângea furtunul ăla. Știți cum strânge un meșter prelungitorul ăla lung după ce termină? Pe mână așa strângea. Mi-a dat două palme la fund, a zis: haideți, domnul Locătuș, că puteți să mergeți. Zic: credeți dumneavoastră că pot să merg? Am ieșit de acolo un pic răcănat, am ieșit din clădire. Cu doi ochi râdeam, cu unul plângeam. Și m-am gândit: nu, n-a fost nicio plăcere până la urmă, deci pot să concluzionez că continuăm pe hetero. E ok și așa, mergem mai departe. Și mi-am luat o țigară, am fumat o țigară de după, după care mi-am pus gentuța pe umăr, m-am urcat pe trotinetă și am plecat, că trebuia să ajung la un târg de modă vintage. Mulțumesc frumos, asta a fost povestea. Bravo, șurubel! Am putut să mă văd, guys!